Ziua bună, dragilor! Bun regăsit în comunitate! București FM 98,3 și bucureștefm.ro. Te salut, Răzvan! Salut, Mihaela! Salut, mâna! Te văd așa mai surmenat! Da, 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 am fost all in și acum sunt burned out și așa e, când știi, când mizezi pe tot și se duc chipsurile, în fine, dar asta e o altă discuție, nu neapărat legată de emisiunea noastră. Oricum am chemat ajutoare, da, da, să ne remonteze așa, să ne pună pe picioare, Lavinia Țânculescu, psihoterapeut și lector universitar, Facultatea de Psihologie a Universității Hiperion și SNSPA, bună zi, Udica! Sărăuna, bine, bine ai venit! Și domnul Sorin Lucaci, poet, scriitor sau doar PR la editura Herald? De toate. Herald. Mă, nu știu ce am azi. Vezi, sindromul ăsta m-a nimicit complet. Herald. Da, Herald. Dar sună bine, nu? Nu e așa? Da. Ușor danez, așa, știi? Corect. Să rămână și bine v-am găsit. Eu aș avea o întrebare așa pentru început, că nu știu unde ne clasificăm. Noi românii. Unii zic că suntem un popor muncitor, că muncim până la epuizare. Alții zic, domne, nu muncește românul, suntem vai de noi. Unii da, ne fofilăm. Unii da, alții nu. Dar așa pe ansamblu, cum ne recomandăm? Un popor muncitor sau unul mai joie de vivre, așa? Nu știu, cred că fiecare la locul de muncă știe cât muncește, știe cât își dă interesul, știe cât se implică și posibil ca unii dintre noi să muncească mai mult, chiar vorbeam înainte de emisiune, își mai au și acasă de lucru, dimineața înainte de a merge la birou sau în weekend sau seara. Alții sparg ușa la 5-5 jumate. Japonezii, da. Da. Așa. Eu cred că tinerii, pentru că din păcate nu au o cultură și o etică a muncii, au obiceiul acesta, vreau salariul mare, să muncesc de la 9 la 5 și cu pauză de o oră la prânz. Alții, nu vorbesc acum în nume propriu, cei trecuți de 40 sau în jur de 40 ceva de ani, care au apucat și alte vremuri, sunt genul de oameni poate care la locul de muncă stau până pe la 6:30, 7, vin dimineața mai devreme și de cele mai multe ori în cazul meu nu îmi iau pauză de masă. Domo! Eu înțeleg așa că unii muncesc ca apucații, nu? Pentru că alții să ducă o viață lejeră. Da, e vorba neapărat de... Să clipa. Tu ai întrebat la începutul emisiunii despre noi românii. Mă gândesc, nu cumva e vorba și deloc? Românii muncesc nemaipomenit de bine oriunde în altă parte decât aici în România? Și aici în România, nu că nu muncesc, muncim. Dar dacă e loc de... Hai să nu spun fentat. Ba, hai să spun fentat. Da, să nu spun fentat, să spun pofileală exact, atunci de ce nu? Se poate și asta? E posibil, nu știu. Cred că în Occident, repet, există o altă cultură și o altă etică a muncii și atunci, plus că posibil să fie și partea financiară suficient de motivată afară. Adică salariile sunt foarte mici la noi și vorbim de o medie, nu vorbim de corporatiști cu salarii de peste 1000 de euro. Vorbim de cei care chiar muncesc pe 15, 16, 17 milioane și atunci când nu există nici factorul financiar motivant, ce faci? Mai bine cauți, nu? Cauți căi de rezolvare, cauți căi de rezolvare a stresului. Pentru că lipsa banilor și munca, orele suplimentare, reprezintă un stres. Te întreb un lucru. Toate aceste lucruri sunt corecte, cred eu. Ni se aplică tuturor. În același timp, faptul că tu în fiecare zi a vieții tale te trezești de dimineață sau, mă rog, după amiază când te duci la muncă, totuși acest lucru îți consumă ore din viața ta. Mi-e foarte greu să cred că un om cerebral, conștient, normal la cap, dorește ca fiecare zi a vieții lui să-și o distrugă nefăcând ce-i place sau chiar dacă îi place făcând nu cu tragere de inimă și așa mai departe. Deci nu ar trebui să fie și asta o motivație importantă dincolo de sistem, ci pentru mine. Vin la serviciu să fac cu plăcere pentru mine. Chiar dacă banii sunt mai puțini, chiar dacă, nu știu, românii muncesc nu știu cum, nu are importanță și asta? Are foarte mare importanță, dar cred că aici sunt mai multe paliere deschise de discuție. În primul rând este vorba de aspectul de orientare vocațională. Copiii încă de mici ar trebui cumva ghidați, astfel încât să identifice ceea ce le place cu adevărat. Pentru că dacă faci un lucru cu adevărat, cu pasiune, uiți de timp, totul se încapsulează, deci tu personal... Nu mai îți aparții nici timpului, nici orei, nu mai vrei să încetezi să lucrezi pentru un anumit subiect care realmente te pasionează. Este o temă. Spuneați de românii care lucrează puțin sau în străinătate sau aici. Pot să vă zic că s-a făcut un studiu la nivel global cu multe națiuni și s-a concluzionat că media lucrată efectiv la nivel global, nu de români, ci în general, este 2 ore și 10 minute pe zi. Și asta se întâmplă... Cu tot cu japonezi.
cu toate neamurile. Și italieni care au... Ăștia au atârnat greu. Au atârnat greu și au acel mecanism de coping cu stresul, ca să mă exprim așa, ca se numește la secunda giaca, știați, nu? Deci atârnă într-un cui o altă haină și vine cineva, pleacă. Vine cineva, unde e Giovanni? Nu știu, dar are haina aici, probabil că e pe aici. Ei sunt de mult pregați, da, adică sunt maniere și maniere în ceea ce privește cum lucrează românii, cât de mult, cât de puțin, cred că are foarte mare legătură cu niște comportamente pe care noi românii nu le facem, de exemplu cu planificarea, cu disciplina muncii, cu faptul că nu dai timp și spațiu unei anumite sarcini. Te apuci de una, te sună altcineva, te lași de aia, te apuci de alta și așa mai departe. Managementul timpului este foarte scăzut. Cine ar trebui să-l facă? În momentul în care există la un anumit, nu știu, într-un anumit loc de muncă, o ierarhie, există niște șefi care, în teorie, ar trebui să facă ei acea planificare. Firește, contribuie și angajații, că nu sunt roboții, dar planificarea vine de la nivel înalt, planificarea vine din procedurare. Și organizațiile care au înțeles că nu poți să urci dimensiune, nu poți să crești în dimensiune fără să ai niște proceduri clare de lucru, care te vor ajuta, bineînțeles, să și monitorizezi munca, pentru că dacă ai business cu 6 oameni, îi poți vedea acolo, dar dacă ai un business cu 6.000 de oameni, trebuie cumva să procedurezi munca. Din motivul acesta, țări, precum ar fi țările anglosaxone, știu eu, Germania, care este vârf de lance în ceea ce privește partea de disciplina muncii, etica muncii. Nu neapărat etică protestantă, dar ei au această etică protestantă a muncii. Au venit la serviciu să-și facă jobul și pleacă la 5 cu jobul făcut, nu cu jobul nefăcut. Sau ei nu încep munca la ora 11 spre 12. Ei încep munca la ora 8:30-9, când efectiv muncesc. Nu la 9 vii la serviciu, până la 10 te mai... Ia uzi, Răzvane, și noi tocmai discutam... Înainte de emisiune. Înainte, că poate ar fi bine să începem cu o pauză. Nu munca. Poate, scoate poate. Nu, fără poate. Ar fi bine să începem cu o pauză. Eu așa găsesc. Sunt două elemente care, de fapt, perturbă eficiența. Ideea că atunci când vii la serviciu din prima secundă să te apuci de treabă și ideea că atunci când vii din concediu, în prima secundă să te apuci de treabă. În mod eficient, asta nu are cum, toată lumea știe, nu are cum să asigure eficiență, nu câștigă nimeni. Nu trebuie adevărat nici o lună, două de relaxare, așa precum coada cometei, știi, până mașie se face din nou ianuarie. Nu, dar în același timp, cred că ar trebui orice fel de acțiune începută crescendo. Da, numai că știi ce eliminăm noi din toată ecuația? Ei se trezesc la 6, fac o oră de sport, se duc pe jos la muncă. Deja până la ora 8:30-9 ei au activități la activ în timpul zilei. Corect, dar nu încep cu cafea, că nu poți să o bezi la sport. Cu cafea și cu o țigară, cu cafea, nu? Și... Așa este, dar acum te duci înapoi fără să fiu eu mai catolică decât papa și te întrebi. Ok. Cumva, de fapt, tu consumi și din timpul angajatorului. Ia, fiți atenți, am o întrebare, mă chinuie de ani, de zile, bine că ați venit ca să lămurim o dată pentru totdeauna. Este legată de normare, de volumul de lucru cerut de angajator, da? Dacă tu ai 30 de angajați sau 6.000, cum spuneai tu, și fiecare dintre ei trebuie să facă, nu știu, dau un exemplu, au o normă de 400 de rulmenți pe zi. Da. Și avem printre ei unul, un angajat, care face 400 de rulmenți în 2 ore. Bine. După care îl ținem acolo încă 6 ore pentru că ăsta e programul. Ca să nu se supere ceilalți să zică de ce pleacă mai devreme. Mie acest sistem mi se pare total ineficient, pentru că îl demotivez pe cel mai foarte bun. El va înțelege la un moment dat mecanismul, îi trece tot entuziasmul după 4 luni, va înțelege mecanismul și o să zică, păi dacă tot stau aici... Stau și eu 8 ore și o mai lălăi. De fapt, îți pierzi vârfurile de lance, cum spuneai. N-ar trebui pur și simplu ca omul în momentul în care, dacă munca e normată, în momentul în care și-a terminat activitatea acasă. Tu ai punctat bine și trebuie specificat faptul că vorbim de muncă normată. E un sistem care, mă rog, sau o meteahnă care vine din comunism. Ai venit la ora acutare și ai plecat la ora acutare. E clar că în sistemele mai noi, cele occidentale, sunt și situații unde lucrezi
orică o faci part-time, orică ți-ai terminat treaba ca normare și poți să pleci mai departe, mai, să pleci mai repede acasă, sau că ești freelancer, sau, nu contează. Pentru că în momentul în care nu ai parte de zona asta de normare, te apuci de altceva. Bun, mi-am propus să fac niște lucruri, le-am terminat mult mai repede, am fost eficient astăzi, le-am terminat la ora 3, dar stai că mai sunt lucruri care le mai pot face până la terminarea programului. Deci aici nu vorbim de partea de normare. Da, dacă există parte de normare, n-ar fi un probabil sistem corect? Ar fi un sistem corect, ca să nu-l demotivezi pe cel mai bun. Pe cel mai bun. Aș spune aici ceva, cred că comportă destul de... adică este o punctare destul de fină pe care ar trebui să o facem. În primul rând, în sistemele care presupun normare, trebuie să ai și oameni care sunt evaluați pentru respectivul job. Dacă o persoană termină în 2 ore, ceea ce de fapt ar trebui normat fiind să termine în 8, e clar că nu este locul lui acolo. Mai mult, este generator, chiar dacă aveți sentimentul că pare paradoxal, de ceea ce vorbeam și cumva mă întorc la tema emisiunii de astăzi, de stres ocupațional. Dacă omul stă cele 6 ore, să zicem, degeaba, după ce 2 ore a terminat, avem de face cu așa numitul stres de subocupare. Și atunci, sau subutilizare, și atunci organizația pierde oricum. Așa încât ce trebuie făcut, din punctul meu de vedere, ca om care, mă rog, 10 ani de zile am consultat organizații și în continuare o fac, în 2 dintre companiile Big Four din România, pentru companii mari, și în misiunea noastră de audit spuneam foarte clar, oamenii aceștia au nevoie de o, nu neapărat rotație pe post, cât diversitatea locului de muncă. Și dacă omul respectiv face performanța, adică ajunge la performanța de a face 400 de rulmenți în 2 ore, e foarte clar că, 1, ori nu este normată bine activitatea, 2, acea persoană nu are ce să caute acolo, 3, este destul de improbabil să se întâmple. De ce nu are ce să caute acolo? Pentru că s-ar putea peste să... medie, pur și simplu face mai repede. Am dat exemplu cu rulmenți, dar pot fi o mulțime de alte lucruri. Sunt unii oameni care, unii, nu mulți, cred eu, care într-adevăr lucrează repede și bine, cum se spunea pe vremuri. Există oameni care lucrează așa, am văzut în toate domeniile. Bun, dar atunci înseamnă că el a ajuns la un grad de automatizare al muncii care poate presupune o creștere în cariera lui. Este cumva sinucidere curată pentru o organizație să-și țină 3-4 astfel de talente pe un post care... Da, hai să nu vorbim neapărat despre muncile astea normate. Vorbim despre o instituție, despre un om care își face treaba bine la locul de muncă, își termină proiectele pe care le are de făcut, după care este încărcat suplimentar iar și iar și iar, pentru că fă tu, pentru că tu poți, ești deștept, ești competent, ce vrei să-i dau lui ăsta care nu e în stare? Nu, și cel care nu e în stare stă lejer în banca lui. Văd că n-ai nimic de făcut. Da, sunt foarte stai multe degeaba. Concepte cu care noi cercetătorii din zona aceasta psihologie organizaționale și a muncii operăm. Respectiv, unul dintre ele este echitatea în muncă. Și dacă, de exemplu, ești inechitabil cu privire la alți colegi sau cu privire la restul organizației, nu ai decât de pierdut pe termen lung. Ce înseamnă inechitate în cazul acesta? Inechitatea este faptul că tu... Eu știu ce înseamnă cuvântul, dar în acest context pe care l-ai spus. În acest context înseamnă că tu nu ești suficient de sensibil la diferențele lui individuale. Să-ți dai seama că el, de exemplu, este mult mai bun decât ceea ce face. Și nu e, inechitate înseamnă să-l încarci suplimentar dacă el performează la un nivel superior. Și atunci ce ar trebui să faci cu el? Să-l reevaluezi și să-l pui măcar lateral, dacă nu să-l urci în ierarhie. Păi da, da, intervine ideea aceea, cum să-l iau pe omul ăsta de aici, de pe felia lui, unde el performează, e foarte bun. Pentru mine. Nu pot să-l iau. Păi ce-mi fac, rău singur? Păi faci rău singur. Las acolo. Da, cu siguranță îi faci lui un rău și pe termen lung îți faci și ție un rău. Pentru că omul acela, mai devreme și mai târziu, clachează și va pleca oricum. Adică, ce preferi? Să evaluezi un om și cu toate astea să-ți faci ție un bine, mutându-l înainte de a pleca el pe un alt post, sau pur și simplu lăsându-l acolo, există posibilitatea să existe oameni care nu doresc să crească în carieră.
Bun. Le place ceea ce fac, pur și simplu. Fă-l, investește-i cu, în altă manieră, cu alt gen de autoritate, cu un alt gen de, dă-i ceva suplimentar, dar la maniera, de exemplu, strategic. Sunt oameni care sunt foarte buni, dar și nu sunt investiți cu rolul de mentori, de exemplu. Dar de ceva suplimentar nu se poate referi și la partea financiară, pentru că orice sistem din alte, vorbeai de Japonia, de Germania, în aceste zone ale lumii foarte îndepărtate, sistemul, pe cealaltă lume, cum pe cealaltă lume, da, corect, e un sistem foarte clar, sancțiuni și recompense. Așa ar trebui să funcționeze din punctul meu de vedere întreaga omenire. Omul a greșit, îi se atrage atenția, a greșit în mod repetat, firește, se iau măsuri. Dacă omul acela le face pe amândouă și excelează câteodată și greșește, separ lucrurile. Poți foarte bine să-i dea o primă pentru o săptămână din ianuarie în care a făcut lucruri extraordinare și să-l sancționezi pentru luna februarie. Dacă se scapă din vedere sistemul de recompense și se aplică doar cel de pedepse, atunci omul, neavând la ce să se raporteze, va încerca să păcălească, să arate că de fapt face când nu face. Să știți că există organizații mari și inclusiv în România, zic, cunosc din experiența de muncă directă cu acestea, care au un sistem de recompense și, atenție, recunoaștere, că așa se numește, Total Reward System în engleză și tradus în română sistem de recompense și recunoaștere, pentru că din recompensele care nu te costă nimic este să-i recunoști munca omului acela, nu numai financiar și non-financiar. Poți spui bravo, nu se mai practică lucrul ăsta. Un bravo, un mulțumesc. Mi-ar plăcea foarte mult să mă însoțești la următorul client sau la următoarea negociere. Nu vă dați seama cât de important. Și o privire apreciativă. Să-l valorizezi. Să-l valorizezi. Să te simte valorizat. Mm-hmm. Exact. Ai mare dreptate și așa e. Pentru că noi am încetat, spuneai mai devreme de burnout și all-in, foarte interesant, așa. Mi-a plăcut metafora, jocul de cuvinte și așa e. Burnout poți să ajungi și din cauza faptului că, știu eu, bine, te-ai implicat prea mult în muncă, la momentul acesta nu-ți prea place ceea ce faci, dar ești în vria aceasta și adrenalina curge prin vene, chiar dacă e vorba de muncă, tot despre adrenalină vorbim, și burned out fiind, adică epuizat, devii cinic, iar omul cinic nu mai mulțumește, nu dorește decât să plece acasă și în mediul de muncă este ceea ce numim noi în mod absolut urât, dar asta este un măr stricat care le strică și pe celălalt. Ambientul, da. Și atunci angajatorul te consideră un tip recalcitrant cu care nu se poate discuta, iar tu practic ești o victimă, în definitiv. Atins de sindromul respectiv. Bun, hai, ce mai trecem pe listă? Am trecut stimulentele financiare, cele emoționale, ce ar mai trebui să avem? Ca și n-avem. Și n-avem, da. Iată, nu știu, mediul în care lucrezi așa, gri, tern, contează și ăsta, într-un înțeles, fel. Normal. Una e să lucrezi, de exemplu, mai sunt foarte multe firme, dar mai micuțe, care își aleg în zona centrală, poate în zona istorică, poate chiar pe la periferia orașului, viluțe, unde au de toate, masă de ping-pong, darts, sală de sport, darts, sală de nu mai știu ce, bucătărie. Bere. Da, fiecare se duce și a... Știu o companie care servește bere. Ce are nevoie. Îi creează acolo toate condițiile ca el, dacă vine la ora 9 sau poate chiar mai devreme, își bea un sfert de oră cafea cu colegul, mai povestesc un alta, el se întinde peste program fără să resimtă asta ca pe o povară. Da? Deci, hai mai facem câte ceva, ne întindem, mai ales când e vorba și de deadline-uri, ne întindem până la ora 8, până la ora 8 jumate, 9, mai ales în industria mass media, unde sunt reviste de predat la tipografii, se lucrează până la 10-11 seara. Îi place și locul, nu doar munca. Îi place și locul, îi place și munca, se simte ok cu colectivul respectiv, se creează multe prietenii, devin prieteni, colegii între ei, e, deja acolo este altceva. Mă simt ca într-o familie. Dar astea sunt puține. În general, în business center-uri, acelea înalte, de sticlă, vii cu cartela, pontează, pleci, nu știu ce. E un soi de mică înstrăinare și nu e foarte confortabil. Eu mi-amintesc câte, Mihaela, de un fost șef al nostru, numai cu foarte mulți ani, un profesionist cu adevărat al radioului, s-a prăbădit în urmă cu nu foarte multă vreme, Victor Spirache.
Și el a fost la un moment dat șef. Și în prima zi în care a venit, în prima zi, eu așteptam bătând arabana să văd ea ce-i și cu... Auzisem de el, dar știam că a fost la radio vacanța, ce-i și cu omul ăsta. Când spusese tatăl meu, domnule, uite cum recunoști un șef bun. Dacă vine un șef și primul lucru despre care vorbește este regulamentul de disciplină, o să ai sigur probleme cu el. Dacă omul vine și spune, bună ziua, mă numesc Popescu, de ce sunt hârtii pe jos? Ia condica la vedere, ce este cu benzilele acolo așa, să ștergeți geamurile, covorul murdar. E clar că e o problemă mare într-o instituție de creație. Victor Spirache, prima oară când a venit, eu stând și așteptând să bifez pe lista pe care o știam ea să vedem ce prostii spune și omul ăsta, primul lucru a zis, vă rog eu frumos, dacă există, nu știu, perechi așa care se ceartă între ele sau au animozități de foarte multă vreme, primul lucru o să vă rog să vorbim în birou, dar doar cu aceste perechi. Și mi s-a zis, n-auzisem în viața mea un astfel de început. Deci, practic, omul a venit de la bun început să repare. Și asta mi-am dat seama, intenția, nu neapărat legată de radio, intenția de a face bine, de a vindeca, după care, pe baza sănătății, a începe să construiești. Da, de regulă, din păcate, cei mai mulți șefi își încep așa, cu un exercițiu de autoritate, să ca să știi atunci. Cine-i șeful, da, știi? Da, da, da. Cam așa stau lucrurile, din păcate. Dar, apropo de ce spuneai mai devreme, de activitățile astea recreative care au loc chiar în office-ul tău, cel mai mult se întâmplă astfel de lucruri în afara țării, la noi mai puțin. Da, totuși, privații au astfel de inițiative. În instituțiile de stat nu se gândește niciun manager. E lipsa procedurilor, e lipsa fondurilor. Ce lipsește? Well, nu știu dacă... Eu aș avea un punct de spus, că nu știu dacă mă constitui întotdeauna ca avocatul diavolului, dar inclusiv asupra lucrurilor ăstora, eu care nu am lucrat nici măcar o zi la stat, ci am consultat instituții publice din perspectiva consultantului organizațional. S-a întâmplat așa sau ți-ai propus de la bun început? Nu, să nu lucrezi la asta? La asta, da. Nu, așa s-a așa petrecut s-a okay. Și nu cred că s-a întâmplat. Cred că am determinat cumva, n-am dorit. Pentru că asta este, apropo, și de ce vorbeam de orientare vocațională. Dacă îți propui o chestiune în viață, viața nu se întâmplă. Tu te întâmpli prin viață și atunci... Revenind la lucrul ăsta, cred că este totuși un efect destul de pervers ceea ce fac organizațiile ca să te rețină în organizații, inclusiv ore în șir, inclusiv prin aceste mici atenții. Mici atenții. Mm-hmm. Pentru că știu companii care inclusiv aduc foarte aproape angajaților și copiii prin grădiniță atașată companiei sau posibilitatea să-și spele remente rufele, adică vii cu malărul de rufe murdare și există o companie care vine și ți le ia. Și de ce spui că e pervers această pentru modalitate? Pentru că înseamnă că te ține legat de segregare, sau da, te rupe puțin de spațiul privat și există o destul de mare discuție la nivel internațional pe exact subiectul acesta al echilibrului viața personală, viața profesională. Cred că ar trebui ca oamenii să plece la 5 de la serviciu, ar trebui să plece la 6 de la serviciu, depinde de program cum e, dar să nu plece cu jobul nefăcut. Adică, practic, cât stau la serviciu, timp de 45 de minute pe oră, 50, să lucreze, să se fie foarte capacitați acolo, să le placă ceea ce fac, dacă își lasă de pe o zi pe alta, să-și planifice ceea ce fac, pentru că de cele mai multe ori nu lucrezi silozat, adică rupt de ceilalți colegi, ei depind de tine, mulți așteaptă de la tine niște lucruri ca mai departe să facă și ei alte lucruri. Și cred cu adevărat că, mă rog, este și aici un efect pozitiv și există și un efect negativ. Eu am văzut, de exemplu, o organizație în care am fost angajată, am lucrat, care avea inclusiv un fel de fotolii pat, așa. Deci puteai să și dormi în timpul orelor de lucru. Pentru 15 minute era minunat să stai și să te relaxezi, te odihnești. Dar e adevărat că speranța lor era să prelungească mai mult orele de lucru și nu asta cred că este spiritul lucrurilor. Spuneați la mai devreme, îmi cer scuze că
puțin distorsionez, adică de fapt deraiez puțin de la întrebarea cu public sectorul, dar probabil o să revenim. Spuneați de alte modalități de motivare, pentru că nu sunt numai cele monetare și cele de recunoaștere, dar există chiar un instrument care vorbește despre vreo 17 tipuri de motivatori non-monetari pe care organizațiile, dacă le-ar accesa, dacă le-ar accesa măcar în parte, lucrurile ar fi mult mai benefice și pentru ei. 17? Dați-ne câteva ca să, nu știu, să înțelegem în ce zonă se poate lucra. De exemplu, zona aceasta de dificultatea sarcinilor. Sunt foarte mulți oameni care sunt motivați de sarcinile dificile. Dacă îi ții în sarcini ușoare, se plictisesc foarte repede. Asta este, de exemplu, o chestiune pe care o întâlnești din ce în ce mai des la generațiile recente. O altă chestiune ar fi disponibilitatea învățării sau mândria performanței. Faptul că persoana respectivă poate să vorbească despre un proiect pe care l-a terminat sau în care a fost parte și are platforma necesară pentru că organizația o creează, iată, poate să îl stimuleze să rămână, pentru că el nu rămâne pentru 100 de lei în plus, ci rămâne pentru că cineva îl recunoaște și îi dă importanța, cum să zic eu, nu artificială, ci importanța pe care o merită. Sorina a spus mai devreme un cuvânt, mi-e place foarte tare, la propriu, nu ironic, deadline. De foarte multe ori în România auz oameni care împing munca până cu o oră înainte de ultimul deadline și așa mai departe, dar tot de foarte multe ori reușesc cumva, nu știu, cred că e o chestie specifică României, să termine munca, într-adevăr. Și acum mă gândesc, mai ales dacă nu ai muncă normată, uite, tu ești scriitor, scrii poezii și să spunem că ai un contract cu o editură. Ai vorbit cu ei și ai un deadline până în septembrie să le predai volumul următor de poezii. Acum, tu poți să scrii din punctul meu de vedere poeziile și în ultima zi, dacă e, atâta vreme cât respecti deadline-ul respectiv. Și mă gândesc că, dacă, apropo de proiectare și de aranjarea pașilor într-o anumită activitate, nu are niciun fel de importanță pe o plajă de două luni când îți aranjezi tu munca. Dacă faci tot într-o zi și ai o zi din aceea în care îți bat muzele pe rând în ușă și scrii toate poeziile, păi n-ai și tu dreptul două luni să stai să pe geam, să faci ce vrei tu, da, pentru că ți-ai făcut treaba. Dacă muza la ușă, dacă nu-ți bate, deja e foarte stresant, știi că mai rămas o zi. În cazul unui act de creație, lucrurile nu stau așa. Unii lucrează sub presiune. Dar în cazul unui act de creație, vorbesc de scriitori care au de predat niște manuscrise până la o dată, de lucrurile nu stau chiar așa și ți-ar trebui un soi de disciplină și rigurozitate a scrisului. Pot să dau un exemplu mult mai bun. Eu fiind la editura Herald, PR și organizator de evenimente culturale, avem o listă de priorități. Prioritizăm niște evenimente în funcție de alegerile pe care noi le avem. Da? Avem mai multe colecții, avem mai multe titluri, hai să facem un eveniment pe titlul respectiv. Noi stabilim acest deadline cu 3 săptămâni înainte, cu o lună de zile, ne facem niște task-uri și noi începem să lucrăm relaxat, apoi din ce în ce mai alert, da, aproape de deadline de final, ca să ajungem la momentul în care are loc lansarea cărții X în ziua Y. Deci crescendo, începeți cu o pauză, cum am stabilit de la începutul emisiunii. Problema este alta. La noi, și nu numai la noi, mai apare un fenomen interesant. Este vorba despre procrastinare. Adică avem câteodată tendința de a nu gestiona cum trebuie timpul. De aici apare situațiile stresante, apropo de cartea Stresul, 8 strategii de gestionare. Am observat, de exemplu, având colegi, prieteni și colegi foarte tineri care au examene, lasă învățatul, cum mi s-a întâmplat și mie în tinerețe, lasă până cu două zile înainte, trei zile. Două zile în ultima noapte se învață, asta știe toată lumea. Asta ține de, de studenție. Da, de tinerețe. La fel se întâmplă când ai proiecte, poate la fel se întâmplă, lasă că mai am timp și tu te gândești, faci o proiecție și spui,
va fi evenimentul sau voi avea examenul peste 3 săptămâni. Hai mă că mai am timp, o iau și-o mai lejer, o oră astăzi. Depinde poate... de construcția fiecăruia, da, unii învață noaptea dinainte. Da. Însă foarte mulți, am avut foarte mulți colegi care nu fac așa, ci cu 3 săptămâni se apucă metodic. Eu învățam în noaptea dinaintea de examen, pentru că nu rețin, învăț foarte greu la propriu și uit extrem de repede și am o marjă de vreo 20 de ore în care rețin toate informațiile. Și atunci învățam toată noaptea, citeam la propriu, eram în marja de 20 de ore, venea examenul, luam note mari, seara uitam cu desăvârșire, până la urmă, dincolo de toată această discuție, eu realizasem ceea ce mi-am propus. Nu asta contează, am luat examenul și încă le luam cu note mari. Da, dar știi ce se întâmplă? În general, când mergem pe fenomenul ăsta, pe procrastinare și amânăm, deci avem tendința de amâna. Uite, mie mi se întâmplă chestia asta. Și cred că mulți părinți în copilărie ne-au spus, lăsăm pentru examenul respectiv pe ultima 100 de metri, învăț cu o zi înainte, mă duc la examen, mă mai plimb pe holurile facultății cu 10 minute și tot citesc și tot citesc și tot ce, și momentul în care intru acolo, uit. Pentru că informația din cortex, din creier, are nevoie de o perioadă de sedimentare. Una este să citesc cu 2 zile, 3 zile, așa cum mi-aduc aminte ce am făcut în urmă cu 3 luni. Îți spun exact, nu știu, legat de un anumit eveniment. E, ce ai făcut, să zicem, toată informația pe care tu ai acumulat-o, ai asimilat-o cu o oră înainte sau cu 2 ore, ea s-a creierul nu mai are puterea de a procesa. E un delay între percepția lucrurilor, exact, și memorizarea lor. Da. Okay. Și atunci, la fel se întâmplă și cu, apropo de vorbind de stres, la fel se întâmplă și când lucrezi pe proiecte. Este foarte important ce spunea Lavinia, este o formă de motivație pentru foarte mulți să lucreze pe proiecte. Mi-am dus proiectul la bun sfârșit, Doamne ce proiect frumos am făcut, cât a durat? 6 luni, 3 luni, 1 an, nu contează. Când l-ai făcut de fapt? Joi? Vorba vine. Alții sunt demotivați în momentul în care au o muncă de rutină. Rutinieră, da. Da, da. Zi de zi el face același lucru. Charlie, ce apre în timpuri noi? Vezi? Bun, da, aș reveni la ce zicea Răzvan puțin mai devreme. Sper din suflet că n-ai terminat medicină și că nu practici. Nu. Dacă... Nu. Ce-ar însemna, de exemplu... Erau impuse, erau lucruri despre care eram conștient. Că nu o să trebuiască. Niciodată. Da. Erau lucruri care trebuiau bifate, niște informații matematice la propriu într-o lume pe care o consideram a jurnalismului, tot felul de date absolut inutile, și atunci, pentru că asta mi se cerea în acel moment ca să trec acel hop, le învăța mecanic, la da. Propriu. Alte lucruri, dacă îți place ceea ce faci, nici nu trebuie să te pui să le înveți. Nu vezi vin pentru un examen. Singure, se așează singure dacă tu ai aplecăciune către acel domeniu. Buretele absorbe chiar fără să fii tu conștient dacă într-adevăr îți place acel lucru. Dar ai dreptate cu ce spui, dacă bine că nu sunt doctor, dar nu către acel domeniu m-am dus, iată. Da, ce spuneam și mai devreme puțin. Stresul vine din faptul că faci lucruri pe care... nu știu, intră cumva în conflict cu diverse dimensiuni ale tale. Nu le poți gestiona pentru că nu te interesează pe de-o parte, pe de parte nu ți sunt potrivite, spuneai de diferențele acestea individuale, de oameni care lasă pe ultima 100 de metri și unii care planifică de mult timp. Ei se numesc și într-un fel, că întotdeauna psihologii, de exemplu, și nu numai, au dat întotdeauna denumiri oamenilor ăsta. Da. Bineînțeles, există tipologie, evident, care, de exemplu, sunt centrate pe a culege informația până când nu mai ai ce să mai culegi, adică pe percepția informației până la capăt. Sunt tipologii și chiar așa se numesc, perceiving type, adică tipul perceptiv. Mai sunt tipul de oameni care sunt the judging type, care acum au o informație, acum au luat decizia. Și tu spuneai de procrastinare, dar există un fenomen care ne doare și mai rău, precrastinarea, care este specifică foarte mult tinerilor, care primesc sarcina, o fac fără să se imerseze în ea. Ei nu știu despre ce este vorba. Au bifat-o, ți-au dat-o la revedere și nici să nu cred vreodată că au avut de a face cu această sarcină. Deci există și întârzierea lucrurilor și aici pot să vedem motivele din care se ajunge la întârziere, dar există și această scăpare rapidă de sarcină care nu te ajută pe tine ca organizație, pentru că de fapt
calea de învățare nu este bătătorită. Asta este marea problemă. Oamenii sunt puși să facă sau viața i-a adus într-un context în care fac lucruri care n-au legătură cu ei, cu personalitatea lor, cu contextul vieții lor, cu sensul vieții. Păi nu spuneai mai devreme că n-are cum să te ducă viața aia și tu să mergi așa ca o barcă purtată de valuri. La un moment dat trebuie să folosești și vâslele. Dacă ești conștient. Păi da, dar la un moment dat chiar într-o viață de om să nu conștientizezi faptul că tu în fiecare zi te duci la un serviciu și nu-ți place deloc ceea ce faci, mi-e greu să cred că un om nu-și dă seama chiar până la pensie. Nu se poate. Se poate să existe oameni care se maturizează și intră în așa numita individuare, că sigur lui Sorin este cunoscut acest termen, e un termen junghian de individuare, de ajungere la, mă rog, pe o cale de maturizare, chiar și la 27-30 de ani, și sunt oameni care la 60 de ani sunt puieri eterni, adică copii veșnici, care niciodată nu vor să părăsească principiul plăcerii, principiul guvernator al copilăriei. Frumos, ce să zic. Da, păi da, frumos, așa tare mi-aș dori să fiu categoria. Principiul hedonist al plăcerii. Da. În loc să treacă în principiul care caracterizează vârsta adultă, respectiv principiul realității. Niciodată nu o să existe total numai principiul plăcerii, numai principiul realității, probabil numai la vârfuri de gamă, să mă exprim așa, când ești foarte, foarte mic, bebeluș, nu poți să ai un principiu al realității. Dar în momentul în care ai și tu minime responsabilități de genul ia-ți cana de aici și pune-o partea aia-laltă, sau, nu știu, realitatea nu e atât de urâtă, hai să ne uităm și la părțile ei frumoase, să ne reamintim copilul din noi și mai departe. Deci întotdeauna există un mix pe parcursul vieții. Eu am o problemă cu adulții, de exemplu, care insistă în mod aproape bonlav să se considere copii. Vorbesc foarte, adică ei nu își asumă sub nicio formă, sub nicio formă, sublinia acest sub nicio formă, vârsta pe care o au. Ăștia sunt oamenii despre care se spune că vor trăi 100 de ani? Nu știu, cu Pampers la fund. Da. Ăștia sunt oameni care, din păcate, inteligența lor emoțională nu este specifică vârstei biologice. Adică au o vârstă biologică 40, 45, nu știu, 50 de ani, dar inteligența emoțională este undeva la 20. Tu ai zis, zic, din păcate, mă rog, și aici ar putea fi o discuție, că nu e suna bine, nu știu dacă e din păcate. Depinde de insula pe care te afli, că dacă tata e multimilionar și tu stai în Bali, cred că e bine să ai așa o minte de 20 de ani, deși tu ai 40 și ceva de ani. Cred dar dezvoltarea ta personală unde e, până la urmă? E vorba de tine ca individ. Înseamnă că nu-ți dorești mai mult. Asta, dar să știți că dimensiunile astea care fac vorbire despre noi ca oameni, că e vorba de minte, că e vorba de inimă, că e vorba de corp în sine, la un moment dat o să-ți ceară drepturile. Și fie că într-o dimineață te trezești și ai conștiința faptului, băi, totuși eu am 50 de ani, ce am făcut cu viața mea, unde, ce las în urmă, ideea asta de a pleca din viața asta și de a nu lăsa nimic în urmă, este total deprimantă. Acum așa se poate defini ce înseamnă nimic, nimic din ce ar trebui, din ce definește societatea care avea importanță. Nu, nimic din ceea ce mi-am propus eu pentru un scop al vieții mele. Asta înseamnă de fapt individuarea, de a nu renunța la sensul personal. Dar problema mea mare nu este că oamenii au un sens personal ca toată viața să se joace. Problema mea este că ei nu-și definesc sensul personal. Aș dori toată viața să mă joc. Ok, definește-ți chestiunea asta și mergi cu ea până la capăt. N-am niciun fel de problemă. Am înțeles, să-ți o asum. Asumă-ți-o. Definește-o și în momentul în care i-ai dat cuvânt, adică i-ai dat rotunjimea asta a definirii, înseamnă că deja ai un obiectiv. Ai un obiectiv și joacă-te toată viața. N-am niciun fel de problemă. Dar fă chestiunea asta. Eu am pacienți în cabinet care nu știu nici măcar să spună ce menire au ei pe pământul ăsta? De ce azi nu mor? Care am înțeles acum exact despre ce vieți. Tipologie de unde vin, ce vorbeau. Fac, încotrom în drept. Bun, dar hai să mai aflăm și alte căi. Alți factori motivatori. Da, da, da. Că sunt curioasă. Bun. Sau stresorii. Da. Factorii stresanți. Ar mai fi, de exemplu, ca factor motivator, ar mai fi, de exemplu, autonomia, independența pe post. Faptul că ai posibilitatea să relaționezi cu colegii. Spuneam de autonomie. Faptul că există organizații care își lasă mai mult sau mai puțin autonomii oamenii și nu îi încorsetează, îi ajută pe aceștia din urmă, repet, revin la sensul vieții, să-și îndeplinească sarcinile în ritmul lor, în felul lor de a fi. Ei trasează un ce, dar nu le trasează cumul.
Și cumul acesta, dacă ai, să zicem, libertatea să ți-l alegi, sau, de exemplu, ești pe un proiect, ai libertatea să ți-l alegi, eu nu vreau să lucrez cu Răzvan, dar vreau să lucrez cu... Bine. Bine, vreau să lucrez și cu tine. Dar ideea este că există cam trei tipuri de nevoi și pe chestia asta aș putea să discut, că m-am pregătit și pentru lucrarea de doctorat, tot asta am făcut, nevoile în organizații. Dacă satisface aceste trei nevoi, poate chiar patru, că acum încerc să demonstrez că ar fi și o a patra. Autorii zic că oamenii sunt foarte fericiți și rămân în organizația respectivă. Respectiv, nevoia de autonomie, nevoia de relaționare, nevoia de competență. Deci dacă astea sunt cele trei care deocamdată sunt participante în teoria aceasta care se numește teoria autodeterminării. Și eu cred că mai există și o a patra, dar deocamdată încă o cercetez, nevoia de a te dezvolta continuu. Adică de a avea posibilitatea să crești într-o organizație. Nu ești, să zicem, azi foarte competent, dar măcar unde să cresc. Sau poate că nu mă pricep eu foarte bine, dar uite, am un șef lângă care pot să cresc. Și ideea asta de creștere, cred că ține omul... Să crești cum? Și pentru nu, că... Nu creștere doar din punct de vedere... Ierarhic? Ierarhic, salarial, interior. Profesional. Nu doar din punctul ăsta de vedere. Păi sunt unele locuri în care nu ai cum altfel decât în aceste trei universuri. Modul. Pentru că poate fi, dădeam exemplu cu rulmenții. Ăla este produsul finit de top al acelei fabrici. Asta face cel mai bine, rulmenți. Nu face ceva suplimentar mai bine, mai mult, ca tu să poți crește pe această linie a carierei. Poți eventual să fii, cum spuneai la începutul emisiunii, să fii luat de acolo, să fii pus peste ceilalți șef și cu ajutorul tău, care ai o viziune, o viteză, să-i motivezi și pe ceilalți. Dar tu nu mai pe acea linie cum să crești. Da, aș vrea... Nu poți faci rulmentul mai mare, că ăla e dimensiunea lui. Așa de mult mă provoacă discuția asta, nu știu, câte ore avem la dispoziție? 4? 6 ore, dar 5 după emisiune. Perfect. Nu, ce aș vrea să spun este așa, din păcate, această nevoie sau aceste nevoi sunt cumva invers proporționale și cu grad de educație. Pentru că dacă de-a lungul vieții ai făcut 4 ani de educație sau 12 sau poate mult mai mulți, lucrul acesta se vede în așa numitul dar sau, mă rog, să zicem, calitate a reflexivității. Adică a puterii de a reflecta. Da, bună ziua ar fi o de aici, exemplu, de a reflecta asupra ceea ce ești tu, cine ești, ce vrei, vrei mai mult, abstractizării acestea cu privire la viața, a sens. Și ne-am pierdut acest dar cei mai mulți? Nu, cred că dacă ești încă preocupat de ce citești diseară și ce citești diseară nu este un tabloid, probabil că nu ți-ai pierdut lucrul acesta, însă vorbesc de oamenii care au rămas prin educație și, mă rog, lipsa educației, sau nivelul lui de educație, la nivelul de obiectivitate al... De euglenă verde, ca să înțelegem toți. Da. Da. Să zicem, înțelegi lumea prin aspectul ei exclusiv util, practic. Basic. Adică basic. Nu înțelegi... Ca un program de calculator, practic. Da, nu e mare diferență. Ca un obiect, aș putea spune. Deci tu înțelegi lumea, să o dai din stânga dreapta și deci omul care eu am o mare... Doar dacă îți folosește? Da. În sensul în care, la ce îmi folosește răsăritul ăsta? E frumos, zic unii, dar mie nu-mi folosește... Nici măcar nu pot să formulez că ar fi frumos. Nici nu pot să-l vând. Am un bun prieten care nici este măcar nu pot să-l cumpăr. Mecanic auto și el, mă rog, mai face mașini, deci mecanic auto, nu poți să zici că are o super calificare. Însă, într-o zi, îl sun și ce faci. Bine, uite, mă uitam la un tutoriat pe YouTube. Zic, și ce interesant, ce tutoriat? Păi un motor de Bentley. Ai un Bentley la reparat? Nu, și probabil nu o să am niciodată, dar mă interesează. Deci, curiozitatea asta intelectuală nu caracterizează omul. N-aș putea să spun simplu, pentru că deja Brâncuși spunea că simplitatea este complexitatea rezolvată. Simplist, aș spune. Da? Deci nu, să fii simplu, și eu aș vrea să fiu simplă, dar complicăm lucrurile. Ce vreau să spun este că omul care nu încetează să învețe, omul acela este omul de care eu sunt permanent îndrăgostită, omul care nu vrea să mă rog, să înceteze să învețe. Bine, eu sunt, de exemplu, un model nespecific, pentru că, de exemplu, după ce mi-am luat 3 mastere și un doctorat, am început un alt master și toată lumea mă întreabă, ești normală la cap? Ce-ți mai trebuie?
fac un master în antropologie culturală și folclor, nu are nicio legătură cu psihologia, aparent, dar mie mi se pare că are. Și găsesc așa de multe lucruri. Ce mă bucură foarte tare este că din anul nostru, care din masterul ăsta suntem 18, jumătate suntem peste 35 de ani. Și fiecare din domenii, care mai de care, mai diverse. Sunt extraordinar de încântată. Învățare pe tot parcursul vieții. Da. Asta este life ideea. Lifelong learning. Da. Și revenind la ceea ce a spus și la Vinia, creație, și creație. Da. Îmi place și partea cu dezvoltare personală, care normal că nu se aplică la o fabrică care face rulmenți și face de cea mai bună calitate. Dar și acolo sunt oameni excepții. Exact. Acei oameni trebuie prezervați, trebuie duși unde trebuie. Nu trebuie ținuți la stânga-dreapta. Adică sunt companii care își îndeamnă, unele chiar plătesc, altele au o politică deschisă ca angajații să urmeze cursuri de dezvoltare personală, motivaționale, fiecare în funcție de ce își dorește, de ce, aplecări, aptitudini, abilități, dorințe și așa mai departe. Aia înseamnă dezvoltare personală, care nu are legătură neapărat cu sarcinile de la birou. Hai să ne întoarcem la sindromul ăsta. Să ne întoarcem. Cum identificăm că suntem loviți în freză? Cum ne dăm seama? Și cum își dă seama și angajatorul? Ca să nu mai se confuzeze așa, să spună că uite, ăla e recalcitrant, când el e doar stresat, doar stresat, surmenat și terminat. Bun. Se percepe, și aici adaug ceva la întrebarea Mihailei, se percepe cumva în ziua de azi sau în România stresul ca fiind o atitudine ostilă a angajatului față de angajator? Că aici am avea o problemă. E stresat, deci e clar că are ceva, nu-i convine ceva. E dificil de lucrat cu el. E dificil de lucrat cu el și așa mai departe. Da, deci există niște rezultante ale situației în care te afli după ce deci mai fost, cum ați zis voi, lovit de sindromul ăsta. Burnout-ul înseamnă într-adevăr că ești burnt, adică ești epuizat. Epuizarea este una din caracteristicile oamenilor ăstora. O altă caracteristică este ceea ce spuneam și mai devreme, cinismul. Nu mai ai dorința, deschiderea, exact, bucuria de a privi lucrurile, se vezi stinge mai, un pic lumina. Așa. Se stinge lumina, nu mai vezi sub nicio formă, nicio nuanță de roz, dar ce roz, nicio nuanță, și vezi lucrurile foarte al negru-gri. Și o a treia, de exemplu, ar fi lipsa de eficiență eficiență profesională. Și deci, atunci se dă o lanternă să lucrezi pentru întuneric? Nu, pur și simplu, ori se scapă de tine, din păcate, ori se întâmplă ceea ce, mă rog, în anumite teorii mai apare și această dimensiune, care este cumva mână în mână cu una dintre cele trei deja menționate, respectiv depersonalizarea. Adică nu mai îți aparții. Ai senzația că nu te mai regăsești, ești întru totul irascibil, dar nu pentru că te deranjează ceva anume, ci pentru că te deranjează tot. Nu mai ai identitate, cumva ți s-a furat și ai sentimentul de viol, un abuz total și nimeni nu... pare să nu te înțeleagă, nu în sensul că ești rău intenționat, ci pur și simplu nu mai reușești să te exprimi. Nu și mai ce ar trebui să faci în momentul ăsta? Pur și simplu să-ți iei time out, apropo de burnout. Apă peste foc? Nu știu. Dar că nici flacără mai a consumat și oxigenul, dar este, de fapt, pur și simplu cenușă. Un om care foarte ușor cade în diverse niveluri de depresie și dacă nu reușește să aibă lângă el familie, prieteni sau chiar și un șef care spune băi, deci am greșit cu tine, te-am încărcat prea mult, ia-ți două săptămâni, îmi asum lucrul ăsta, de altfel nici nu-mi trebuie continuu medical și nu știu ce, pur și simplu. În Marea și Britanie, sunt suficiente două săptămâni așa după care revin în același mediu, la aceeași muncă? În Marea Britanie, de exemplu, există foarte multe procese pe rol pentru această speță legată de burnout. Și sunt organizații care realizează din ce în ce mai mult că sănătatea ocupațională este un element pe care trebuie cu adevărat să marșezi profilactic, nu să repari, ci să previi. Adică asta înseamnă încărcare pe post optimă, nici suboptimă, nici
supra-solicitare. Asta încărcare pe post. După aceea, oferirea omului respectiv a unei munci cu sens, pentru că poți să-l încarci optim. Dacă îi dai toată ziua să facă copii la Xerox, probabil la un moment dat o să zică, frate, ok, lucrez pentru Amazon, n-aș vrea să plec. Sunt cumva captiv, pentru că și asta e o dimensiune. Captivitatea unei persoane. De multe ori nu vrei să pleci. Și rufele. Da, nu vrei să pleci, pentru că este o organizație cu care te mândrești, lucrezi pentru Amazon, lucrezi pentru Google, lucrezi pentru, nu știu, dați un nume mare, nici nu contează, nu facem regulă. Tale... Dar sarcinile tale sunt jos, după aceea tu ajungi să te disprețuiești total că accepti o astfel de muncă sau lucrezi pentru o mare bancă, nu e nicio problemă, faci o muncă subcalificată nivelului tău, dar nu mai găsești un astfel de statut, nu mai găsești poate un astfel de salariu, este ceea ce se numește angajament de continuanță. Rămâi în continuare acolo, dar ești captiv și să faci sacrificii majore pentru că nu ai, pentru că există lipsă de oportunități pentru tine pe piață. Și sacrificiile ar fi prea mari dacă ai plecat de acolo. De exemplu, nu să găsești un job. Sunt multe lucruri înlănțuite. Sunt organizații care nu înțeleg cât de rău fac angajaților, pentru că, de exemplu, le cresc salariile într-o manieră artificială, nerelaționată cu piața, astfel încât, de exemplu, ajungi să plătești un contabil cu 2500 de euro, dau un exemplu aberant, dar ok, să zicem cu 2500 de euro, piața fiind la 1000, pentru că el este foarte senior în organizația respectivă, este de 15 ani, în fiecare an i s-a dat 50 de euro la salariu. Și clar, n-are variantă de fugă. Da. Și el are sentimentul că, de fapt, domnule, eu ca virgulă contabil nu mai îmi găsesc cu 2500. Da, un contabil nu e plătit 2500. Da. Și munca ta, adică ajungi, bineînțeles, să fii surmenat pentru că organizezi... Da. Cum se cheamă fenomenul ăsta, să faci un pas înapoi? Să faci un pas înapoi. Nu, are o denumire în limba engleză. Step out, probabil, da. Nu știu, că pe plan global, așa, din ce în ce mai mulți tineri care înainte lucrau în diferite corporații, plătiți foarte bine, da, dar munceau extrem de mult, fac pasul înapoi. Și au un an sabatic. Nu neapărat, dar își găsesc, da, alte... Da. În război se spune pasul înapoi. Și se aleg mai degrabă o viață mai relaxată, mai tihnită, deci, în practic, detrimentul... Da, dar pentru asta este ceea ce trebuia și i-am spus și lui Eva puțin mai devreme, să ai un grad de conștiință destul de ridicat. Da, și să-ți stabilești obiectivele, să știi ce vrei. Pasul înapoi se numește diplomatic repliere pe amplasamente dinainte stabilite. De fapt, e fugă, dar așa se numește totuși pentru acte. Mai avem doar un minut până la știri, 1.000.000 și multe deasupra mulțumiri pentru că ați venit. E clar că va trebui să continuăm această discuție. Am pornit cu o discuție și ne-am desprins în vreo 200, așa că mai avem de vorbit. Mii de mulțumiri! Mulțumim frumos, știrile, peste un minut, Andreea Bratu, ca de obicei, pe sens unic, să aveți o zi pe gustul vostru. Și orice ar fi, îmi puneți la inimă, nu merită. La revedere, ne-a făcut plăcere. Ciao. Pa, pa. București FM, știrile care-ți vin la fix și genul tău de muzică.